certificat de căsătorie temporar mirilor Leșan Ion și Ungureanu Corina. Max, o să fiți atenți că termenul de validitate este de 24 de ore. Deci vă mânăm primul certificat al vostru de căsătorie. Mulțumim frumos! Și casă de teatru! Mulțumim! A când se sărută Miri? Să se sărute Miri! Sigur, dar 24 de ore. Așa e ce suntem. Max. Suntem prieteni. Prieteni. Da. Deoarece, nu știu, am dorit să vedem cum este prima dată să te căsătorești, chiar dacă este 24 de ore, dorim să vedem cum este să fii căsătorit. Ce urmează după această căsătorie? Cred că vom merge undeva să sărbătorim căsătoria noastră. O cină romantică? O cină pentru prieteni, romantică, da. Despre dragobete este sărbătoarea îndrăgostiților. Care se sărbătorește în România, este sărbătoarea tradițională care se sărbătorește în România, adică, și de este o tradiție și pentru noi, că noi suntem poporul, cum s-a spune, român. Și sărbătorim și noi ziua dragobetilor. Da. Nu, atunci nu. De 24 februarie am organizat o acțiune dedicată dragobetelor. Ea are loc în 6 universități din Chișinău. În 6 universități din Chișinău avem practic căsătorii pentru o zi, ascultăm muzică romantică, avem imagini interesante. În altă universitate, la Universitatea de Medicină, avem proiecții de filme romantice. La fel la Ungheni, la Orhei, se întâmplă același lucru care se întâmplă astăzi aici. Iubesc o persoană care mi este foarte dragă sufletului și care, într-adevăr, merită să fie iubită. Știi că o iubești? Da, sincer. Și ați sărbătorii astăzi? Din păcate, nu pot sărbători cu persoana dragă, pentru că este plecat peste hotare, dar, în orice caz, am felicitat-o. Tot. Și da, ce știi despre dragoste? De 14 februarie? 14 februarie, da, am sărbătorit. Ca de obicei, ca orice lume tânăr, ziua dragostei. Ți-a trimis un cadou? Cadoul, cum, adică este promis, adică dar încă nu ajuns. De unde trebuie să am primit? Ești normal de psihotare. Din ce țări? Din Peter. Rusia, da. Și acolo cum sărbătorești? Nu am vorbit de așa ceva. Am înțeles. Tăcere. Da. Tatiana. Crihovescu. Crihovescu. Păi, iată-i vă și să trăiți în casă de teatru. Ce simțiți pe ce scaun al îndrăgostiților după un certificat de căsătorie? Ne simțim ca cum ar fi ceva real. Sunteți o pereche și în realitate? Nu. De ce ați hotărât atunci? Și cum este să simți căsătorie? Foarte bine. Ne-ați trăgeți o iubită în realitate? Da. Nu o să se supere că v-ați căsătorit cu altcineva? Nu cred. Este vorba de o căsătorie fictivă, de 24 de ore. De ce mai ales să te căsătorești cu tipul prietena ta? Pentru că nu este acum. Dar dumneavoastră aveți nu știu. De fapt, ce înseamnă această căsătorie fictivă pentru voi?
să fie o încercare pentru viitor, nu știu. Dar tu ai pregătit și un inel pentru ea, dacă tot v-ați căsătorit? Nu, nu. Fără inel. Mulțumesc, Morcov Alexandru. Borul.